Ambele autoturisme sunt făcute praf. Pentru martori pare incredibil cum au reușit să supraviețuiască atât șoferii cât și pasagerii din mașini. Impactul a fost puternic și nimeni nu-și explică manevra șoferului teribilist. Inconștiența de care a dat dovadă șoferul acestui autoturism a băgat 5 oameni în spital. A depășit și a intrat frontal în ei. Deci, de pe partea cealaltă a vrut să depășească mașina cea mare și... Acesta nu doar că s-a aventurat într-o depășire periculoasă, dar se pare că urcase la volan după ce anterior consumase stupefiante. Sursă din cadrul anchetatorilor confirmă faptul că în analizele biologice prelevate după accident au fost găsite urme de droguri. Starea două dintre victime s-a agravat. Acestea au fost transportate în comă profundă la spitalul Bagdasar Arsen din București. Alte două victime rănite foarte grav au rămas la spitalul județean de urgență din Târgoviște, iar o altă victimă a suferit răni mai ușoare și a fost externată.